a fost panică la spitalul Marius Nasta din capitală. Rudele unui tânăr care a murit din cauza coronavirusului au vrut să intre peste medici să le ceară socoteală pentru ce s-a întâmplat. Managerul Institutului Beatrice Mahler în direct cu noi acum. Bună ziua! Bună ziua! Bun, ce s-a întâmplat la dumneavoastră? Important este că acum este liniște. A fost un moment într-adevăr neplăcut în care probabil pe fondul durerii resimțite de familie, de pierderea membrului, ei au reacționat într-un mod care a însemnat agresivitate verbală și tendința de a accesa secția de terapie intensivă COVID. Organele de poliție au intervenit extrem de rapid și în acest moment lucrurile sunt liniștite, de fapt aseară, de aseară totul este sub control. Ce este important însă și trebuie să reținem e că un astfel de eveniment nu poate să aducă decât o presiune suplimentară a pacienților internați într-o secție, indiferent dacă e COVID sau non-COVID, iar pe acest fond de supra-solicitare a personalului medical, un astfel de moment crește presiunea și... Și oricum și asupra medicilor și asupra întregului personal medical. Corect, corect. Mulțumesc foarte mult pentru acest